Oh, 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 salut! Salut! Nu te-am văzut. Cum ce fac? Păi m-o chema băieții la un nou sezon de Breazla Haiducilor. După 2 ani de zile începem și noi, așa că dacă tot ești aici, hai cu mine! Gamivo ține cu tine. Prețuri mici pentru oricine. Mai multe detalii în descriere. Eee, Breazla Haiducilor! Sezonul 5! Hai mă, faceți un pic de gălăgie. Gălăgie, stadion, gălăgie, da. Gălăgie. Eu mă uit în ce direcție să plec. Da. Unde era insulița aia? Au zis, băi, stai să jucăm un joc. Cine ia primul copac? Ok. Let's go. Hai să vedem. Iar după această introducere extrem de scurtă, ne-am pus pe treabă. De început am făcut câteva unelte de piatră și am plecat în căutare de mâncare. Dintr-un sat am luat câțiva baloți pe care se-i transform în pâine și după ce am minat puțin să mă fac full fier, m-am dus până la Dark. Ce faci, bă, băiatule, așa gol? Păi, ce să fac? N-am baftă, mi-am pierdut itemele de două ori, ți-am zis. Ți-ai pierdut itemele de două ori, hai că te ajut aici să... Să-ți faci niște iteme frumoase. Nu de alta, dar eu mă tot plimbat după fier. Și acum mai dau și la alții că am primit de la Panda și să împart bunăstare pe server. Să rămână. Mulțumesc, apreciez. Eu îți dau neprăjită la schimb, să fie. Așa facem schimb. Mă, vii cu mine până în corabia aia din față, poate găsim un armor trim. Sau ai fost? Hai, da. N-am fost. Hai după mine atunci. Hai să facem o barcă. Zis și făcut, am mers cu barca până la corabie, unde se ascundeau două armor trimuri. Le-am luat și după am plecat în căutare de diamante. Iar când l-am găsit pe primul, Dark a zis că face o excursie până la spawn. Pă bune că a murit exact la ultimul hit. Când am vrut să-l ajut! Oleo! Fix când am vrut să-l ajut. Mamă, dar cu ăsta, hai că mai am lemn să-i fac un cufăr aici. Hai că armura e aici, uneltele sunt partea asta, e bine, mâncare. Ai reușit? Da. Ți-am luat itemele până ai ajuns, hai că-s aici în cufăr. Mamă, deci fii atent, am mai găsit un diamant mai sus pe acolo, am trecut pe lângă el. Ah, super, păi când ne întoarcem, îl luăm eventual. Hai că-mi fac sabie de diamant atunci. Te duci tu sus, uite, diamantele erau aici, bă, am trecut pe lângă el. Da, uite, mamă, câte sunt 4. Stau 4 până acum, dar s-ar putea să fie mai multe. Stai că vedem, nu, sunt numai 4, din păcate. Chiar așa. A, scar ajunge. Da, că tot e bine. Avem 10 de căciulă. Păi am 17 acum. A, deci tu ai 17 și eu am 6. Multe, aoleo, creeper. După nici 5 minute de la ultima excursie, Dark s-a mai luat la bătaie cu un schelet și hai să vedem ce a ieșit. Vezi că pușcă. Mai am, fugi. Fugi. Îți jumătate de inimă. Da. Bravo. Aoleu, iară. Și-s 4 scheleți acolo. Nu-i bine să bat măcar în 3. Bateți-vă între voi. Așa să bată ea între ei. Dar prietenul scheleților. Așa. Acum să-l batem și pe ăsta. Și pe ultimul aici. Bun. Gat, s-a dus. Totuși, dacă s-a întors Dark, jocul a decis că e rândul meu să plec. Mulțumesc, jocule. Ia vezi diamantul acolo. Stăteam lângă el în tot timpul ăsta. Bă, nu, m-am uitat. Tu te-ai uitat. Oh, nu, eu m-am uitat. Mă moară. Help me. Mamă, oleo, m-am dus și eu. Aoleo, măcar sunt aproape. Îmi place că m-a întrebat Dark dacă știu să ajung acolo. Știu de putut, e o întrebare foarte bună dacă o să pot. Nu de alta, dar dacă dau de un schelet, ăla am fost. Într-un final am ajuns jos de tot în peșteră și pentru că luasem destule diamante, ne-am întors la zona lui Dark, unde le-am împărțit. Îți dau asta acum ca să nu mai... Da, hai să împărțim diamantele. Nice. Ia-te gold-ul, că n-am ce să fac. Ah, n-ai ce să faci. Ia fierul atunci. Ia că... de aici. Da, nu coace, că ăsta e bun. Ok, da. 14 diamante 14, să fie primite. 14 cu 14, frumos. Da, cum? La fix elegant. Am împărțit ca lumea. Uite, iau eu o bucată, iei tu o bucată și hai la spawn. Văd torța acolo jos, deci jos. S-ar putea să fie lootat. Cred că da. Bă, nu mai spierați pe aici, mă. Aici stai, pufule. Nu?
Nu? Crafting table, o groapă, zici că e meteorit, nu, nu stau aici. Cineva a muncit aici, dar nu eu. Nu stau aici, dar stau un pic mai încolo, undeva unde e o pădure de asta de, cum îi spune. Ah, hai Darkule, la furat, hai la furat. La furat ce, mă, lemn? Mă gândeam că ți-ai pus un cufăr, ceva. E bun și ăla, dacă nimic. Și de asta am venit aici să adun niște obsidian, cam diamant. Ok. Da, mă, bine. Ok, da. Tu ce te plângi? Că am văzut că ai făcut și tu achievement-ul. Oh, am găsit cu ăsta o grămadă de diamante. Da, avem 14 diamante. Băi, eu m-am plimbat un picuț, am venit în cauce că am văzut portalul ăsta, am furat ce era înăuntru. Și era ceva bun înăuntru? Un pic de obsidian, un târnăcop cu silica și cam atâta. Și m-am aruncat aici jos, unde vă cred. Ca așa ceva? S-o du... Nu, n-am vrut să moară. Am crezut că nu se duce, că era pe partea asta. Ai 3 bucăți de fier. Am dat neprăjit. Ia prăjește aici 3 bucăți. Stai, dă-i niște lemn, hai să mergem după itemele lui. Da, stai să văd F3. Bă, mă, nu văd iteme jos. Stai că mai cobor. A, uite, s-a ajuns ceva jos aici, o pereche de pantaloni. Atât, i-am luat pantalonii și poate eu mai ajuns ceva pe aici, dar nu, astea au fost toate. În lavă nu tare aveau cum să ajungă, bun, i-am luat pantalonii, ar trebui să fie ok. Scuze, bătrâne, n-am vrut. Mă, ce om, mă. Bă, dar voia numai să... Bă, așa, om. Uite, stai așa. E capul și de zile mele. Pufule, ți-am dat și 2 diamante și o bucăți de aur. Că să-mi cer scuze că n-am vrut. Atât s-a putut. Scuze, credeam că nu te duci. Că vedeam că vii în față și ai în sală, super, poți să-i dau una. Deci mă uitam la voi și poate am văzut pe iarbă și poate am văzut cum să cazi și ai zis... S-a dus. A fost o iluzie optică. Da, nu s-a întâmplat nimic aici. Mi-a tras cineva iarba de sub picioare. Bă, da. Asta era... Ața era a mea? Nu, nu știu. Poți să o păstrezi. Dă-mi mie ce, dacă nu vă trebuie nimic. Ce țarc, devii pescar, ești pescarul. Da, am arc deja, deci da, e bine. Pescuiești am arc par 1. Da, pescuiesc cu arcul, da. Ce să se laudă, împinge și prietenul frumos. Ce? mai are unul durabilitate arcul ăla. Da. Ia, fii atent, ia uite, mulțește-le acolo arcurile. Îmbulțește arcurile. Și da. Ce vreți să faceți acum? Să vă duceți iarăși la plimbare? Sau... Vrem să mergem după niște mâncare, că suntem foame. Hai să mergem în satul ăla chiar, dacă tot suntem aici. Hai, pupule, cu noi. Hai în aventură. Bă, eu o să mă duc să mai farmez aici niște de asta. Niște obsidian. Pentru, cum îi zice, pentru un enchantment table și pe viitor pentru un portal. În satul ăla... Deci, dacă îmi mergeți în satul ăla, cumva în stânga, o să vedeți un copac mare de oak peste apă și acolo să ai un copac la mare de oak. Ok. Hai la furat, Darkule, bine, mulțumim, pufule, pa, te iubim. Da, pufule, puteți să luați tot dărtul. Ok, luăm, să știi, n-o să mai ai nimic. Am avut mult noroc la găsit porci cu Dark pentru că am 58 de bucăți de carne pe care le voi prăji și aceasta este insula unde îmi voi face baza de început. Însă primul lucru, las smoker-ul aici, pun mâncarea la prăjit și să-mi craftez un târnăcop, ar fi destul de bine ca să l-am pe ăsta de diamant și atât, n-aș mai strica diamante momentan. Ce vreau să fac până se prăjește mâncarea ar fi să nivelez puțin zona, măcar nivelul ăsta să-l dau jos. Cred că nivelul ăsta va rămâne, însă până una alta mă voi ocupa de un double chest, că am mult prea multe lucruri la mine și o bărcuță, că e imposibil să te plimbi pe aici fără una, o grămadă de dealuri și atunci măcar la coborâre să fie puțin mai rapid. Voi lăsa în partea asta morcovii, cartofii, gunpowder, pene, glowing securi, o tonă de lucruri le-am adunat pe parcursul expedițiilor, dar sincer o să fie mega folositoare. Hai că las și capul ăsta acolo. Eventual ce ar mai fi diamantele le-aș putea lăsa. Gata, acum e mult mai gol inventarul ăsta. Dar nu va rămâne gol prea mult timp, deoarece materialele pentru casa de început nu se adună singure și voi începe căutând cupru.
aproape 2 stack-uri de blocuri, cred că mi-ajung și pe lângă cele 10 diamante pe care le-am găsit pe parcurs, am dat de un spawner de scheleți. Și în aceste cufere, name tag, super bine, dă oasele gunpowder-ul și în partea asta 2 mere de aur. Super, dămeața gunpowder-ul și saddle, ce lăsăm aici, cred că voi lăsa bărcuța asta în schimb. Am mai fost o tură la minat pentru a avea destul cărbune să prăjesc tot cuprul și aproape am stricat un târnăcop de diamant, așa că îl voi lăsa pe ăsta aici și mai craftez unul. Așa, am descoperit și o geodă, așa că am rezolvat cu calcitul, îmi mai trebuie zăpadă, ceea ce nu va fi prea greu de obținut, plus niște lână pe care o voi aduna pe drum, deoarece acum dau o tură foarte rapidă până după niște spruce și sper să găsesc un Dark Oak Forest. Privind partea bună, dacă plec în expediție nu mai am de făcut ferme de animale, adică iau lână de la oițele astea, vacile pe care le prind le arăt o schemă și atunci automat îmi dau piele, îmi trebuie undeva la un stack pentru acel enchanting table full și ce mai am nevoie, deci per total cred că astăzi o să fie o aventură foarte productivă, că am nevoie de absolut orice găsesc, plus copacii ăștia de spruce, hai că începem. Spruce am găsit, înseamnă că mai am nevoie doar de Dark Oak Forest. Pillager Outpost nu era pe lista mea de lucruri pe care vreau să le găsesc, dar e aici și pot face rost din el de Dark Oak în cazul în care chiar nu găsesc o pădure, dar nu m-aș apuca să-l dărâm momentan, totuși vreau să văd în interiorul său dacă găsesc un corn sau armor trim. Bă, dar nici una, nici alta, serios? Bine, dă-mi-le astea, The Battle of Enchanting să fie și cam atât, restul nu le-aș lua, însă avem alei pe lângă sau nici din alea? Deci ăsta e cel mai sărac Pillager Outpost, că nu văd. Deci undeva pe acolo, pe jos, nu, nici pe aici, pe lângă, bă, da, sunteți sărași tare, nu o să mint, n-aveți nimic, un pillager, nici măcar, bă, uite, aveți acolo un sat, da? N-ați fost în stare să prindeți un golem din satul ăla. Aoleo, ce pillager îs pe aici, am văzut unul cu... Nu, mi s-a părut. Ce pillager îs pe aici, hai, atunci iau lână, iau piele și am plecat, că n-are sens să stau pe aici. N-am avut prea mult noroc în est și am zis să mă întorc la spawn după o dau spre vest. Dar între timp a apărut piticul ăla. Ce zici, piticule, bine sănătos? Hai să arăt o schemă. Stai că trebuie să facem slalom pe aici, așa, dă-mi dai tridentul sau nu-mi dai tridentul? Trebuie să mi-l dai, n-ai cum. Încă o lovitură, oh, mi-l-o dat și e enchantat, nu cred. Păi, ce avem, Impaling 2 și Loyalty 1, nu e atât de bine, dar nici rău, sincer, având jumătate din durabilitate. Hai să-l aruncăm, bam, și, ok, pentru o secundă m-am speriat. Și dacă dau în ăsta, hai să mă laud de băieții, bam, am făcut rost de el, gata, să se vadă advancement-ul acolo în chat. Ce să mai, gata, aruncăm ăsta și m-am dus la bază, primul trident, bă băiatule, ce noroc cu piticul ăla. Până să continui aventura spre vest, am zis să mă opresc puțin până acasă, unde îmi fac un double chest și las tot ceea ce am adunat până acum, mâncare, 47 de bucăți de piele, ceea ce e super, niște lână, sugarcane, ouă și cam atât, în rest nu mai am nimic prea interesant, dar lemnul ăsta să fie acolo și ce zice cupru, stai în partea asta, s-o prăjit 9 stack-uri și aici ar mai trebui să pun încă o bucăți de căul, așa, imediat e gata cupru, las sapling-urile și să prăjez mâncarea asta, nu, până mă întorc eu să fie prăjită. Primul lucru pe care l-am găsit în vest după ce am traversat oceanul în barcă este această ruină de portal, însă după cum o văd cred că e lutată. Hai să ne uităm în cufăr, ia uite, morcov de aur și ceva interesant pe aici, silk touch, ok, mending, dar nu mă ajută nimic, însă obsidianul ăsta ar fi foarte bun, hai că-l iau pe tot pentru a putea face un portal pe viitor. Și fix după portal se ascundea un Dark Oak Forest imens, sper să găsesc un Woodland Mansion, dacă nu mă mulțumesc cu cât mai mulți copaci.
Aproape 8 stack-uri de Dark Oak loguri îs mai mult decât suficiente și era extraordinar dacă nu muream. Efectiv, nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat aici. Eram în copac, tăiam liniștit, a apărut un creeper și bum, a explodat. Nu înțeleg, de prin partea asta e atât de întuneric încât apar creeperi, că de pe acolo nimic, de prin partea aia super ciudat. Un creeper s-a spawnat pe aici și l-au trebuit să explodeze lângă mine. Am pierdut 25 de nivele, voiam și eu să enchantez astăzi, dar aparent nu prea ține cu mine jocul. Dar măcar ține cu mine când vine vorba de materiale. Tuful este pregătit, Dark Oak am destul, îmi mai trebuie spruce loguri, cable deep slate și când vine vorba de cobblestone, mă ajută nenea Peter. Am povestit cu el și mă duc foarte repede să facem un troc. Chiar îmi place că stăm aproape unii de ceilalți, adică n-am de mers până nu știu unde, m-am urcat în barcă, vin aici la pontonul lui, nici nu, cred că ponton se numește, și mă urc, făcut și drumuleț cu slaburi, hai să vedem dacă îi pe acasă, teoretic o zic că mă așteaptă acum, cine știe, dacă o fi plecat, ei, Peter, ești pe aici? Nu știu dacă exact aici, a, uite că îi văd numele, hai să mă mai apropii puțin. Și sper să fie el totuși. Ei, Peter, ce faci? Mă aude oare sau? Da, salut! Salut! Salut, uite, salut! Ce să fac? Voiam să iau alea cât de lână de aici. Ah, și da. Și nu știam cum să intru pe aici pentru că e full, efectiv. Ah, e full, full de văcuțe, să înțeleg. Au! Scuze, n-am vrut să dau, dar era o vacă clandestină. Mă, mai tăia la ceafă, mă. Da, era o vacă clandestină pe aici. Da, așa la operații. N-am vrut, șeful, n-am vrut. Pentru ce am venit? Ziceam că vrei fier, nu? Da, și am și cobblestone-ul pe care ți l-am promis. Superb, dă-mi aici 8 stack-uri, nu? Din ai 8 stack-uri? Da, 8 stack-uri, de cea mai bună calitate. Iau cele mai bune, cel mai durabil cobblestone de pe toată breasla haiducilor. Așa, super, uite, îți dau aici un stack să fie. Bun, un stack de iron. Mergea prăjit. Mergea prăjit, îți mai aduc 8 bucăți de cărbune ca să-l și prăjești. Nu-mi trebuie, ok. Hai mă, că îți aduc 8 bucăți și îți mai dau ceva, că mai am ceva pentru tine, dar am uitat acasă. Stai așa că revin. Vin, da, zi, mai, cum mai să... Mai la stânga? Frână, ok, frână. Aici, poți să o las aici, pe avarii? Dreapta. Ok, dreapta. Încă un pic în față. În față, bun. Așa, dă-i, vin. Așa, gata. Atât, bun, perfect. Mulțumesc, ești un barcagiu extraordinar. Mersi. Ok. Da, ia uite că ziceai tu când am povestit de armura ta de chain și ia uite. Mi-a dat asta. Oh, mersi! E gata, enchantată. Oh, Aquafinity, băi, e bun asta. Și fii atent că numai bine că leather cap-ul ăsta ce-l aveam, mai avea 4 durabilitate. Ah, poți să mi-l dai mie, dă aici, că ia să fie acolo. Da, acolo, mulțumesc, dacă ai nevoie, poate am nevoie. Eu nu-l folosesc. Până acum am cam pus ce armură am nimerit și eu vreau neapărat să-mi fac asta, povesteam și cu Blushman și n-am spus și la oameni că vreau să fac o armură de chain, nu? Da, să fie șmecher. Și cu armor trim de netherite, așa să fii șmecher. Bă, dacă găsesc, acum trebuie să vorbesc cu băieții care deja au găsit, că nu cred că o găsi nimeni, ce au găsit cineva deja netherite. Ba, că am văzut eu chiar în primele zile când am început atunci, cineva au găsit în netherite, că am văzut achievement-ul. Ah, dar cred că pe undeva pentru un bastion ceva, da. Probabil, nu cred că sunt așa de tryharder, da? Nu știu. Eu sunt aici, cumpăr piatră, am 3 unelte de diamant și ăștia au netherite. Mă simt sărac. La început deja eu mă plimbam că căutam animale ăștia direct, diamante, full diamond. Da, am văzut și eu că... Întreba cineva, ci că, bă, frate, care vrea? Mai am o armură de enchantată, care mai vrea? Ce enchanturi, bă, eu abia am strâns piele pentru enchanturi. Acum cred că mă duc până la Domino să fur niște sugar cane. Bă, nu, m-am dus eu la Domino, că vezi că are un enchant acolo, dacă ești curios. Uite, m-am enchantat un pic, nice. O chestie. Și m-a invitat și bănuiesc că dacă te duci și vorbești frumos cu el, sigur o să te lasă. Ei, mă vorbesc, mă duc când nu se uită, când e cu spatele m-a dus. Mai bine așa. Da. Bine, mi-a plăcut să fac troc cu tine. Și mie mi-a plăcut, mai facem afaceri dacă mai ai. N-ai cable deep slate cumva? Bă, deep slate nu, pentru că am minat deloc? Mai mult pe... Bă, de fapt, hai să mă uit. Că dacă îți dau fier gata prăjit, că mai am undeva la un stack și putem discuta.
ai un stack, super, super. Mulțumesc frumos. Da, ăsta poți să lei, că eu nu-l folosesc momentan. A, super, poi da, o să... Și lasă-l așa, că dacă mai am eu nevoie de ceva, îți spun. Ok, da, dacă te pot ajuta cu ceva, mă anunț și se rezolvă. Bine, bine, mersi. Ok, mersi, ne auzim, vecine, pa, pa. Pa, pa. Bă, ce noroc am avut cu Petru un stack de cable deep slate, că acum la început îi groaznic să strângi deep slate. Deci efectiv cu târnăcopul ăsta de diamant stai ani de zile. Și cu ce mai am acasă, cred că mai trebuie doar vreo 5-6 stack-uri. În teorie mai am nevoie doar de sprus și cable deep slate să ajung pe la 9 stack-uri. Deci 6 s-ar strânge destul de repede. Și că aveam cupru în partea asta de aici, să fie fac un stack de blocuri, mai dăm încă un stack, superb, 2 stack-uri și ar trebui să pot face, dacă le sparg astea, experiență, ăla-i level 26, pe la level 30 aș încanta și un turnăcop, dar oare am ce-mi trebuie? Am în partea de piele, însă mai trebuie sugar cane, după care aș putea da o tură să-l iau la explorat, dar mai târziu puțin. Momentan vreau să văd care e faza, cât îmi dă de aici, un stack numai? Aoleo, deci mai trebuie încă 2 stack-uri de cut copper. Într-un final, după ce am stricat 2 târnăcoape de diamant, jumătate de topor și jumătate de lopată, sper că acestea sunt toate materialele de care am nevoie pentru a construi baza de început. Totuși, nu-i chiar bază, mai mult un turn în vârful căruia va fi baza. Și de ce am vrut un turn? Ei bine, când am văzut insulița asta mică lângă spawn, am zis că ar merge perfect unul pe ea, așa că exact asta am construit. Cine m-a pus pe mine să construiesc ditai turnul fără elitra? Adică e groaznic, pur și simplu să stai pe aici, după rămâi fără materiale, îți trebuie ceva anume, te arunci, materialele jos, n-am scară, mi-am improvizat pe aici o grămadă de chestii, însă voi avea un view chiar foarte bun în partea aia către Dani și Colpir, acolo sus, la Petru, către spawn, deci e o zonă mega jmecheră. Ia uite mă că vine Dani, stai, cum cobor pe aici? Salut Dani, salut! Uite că mă aude de la balcon, ce faci, bă, Blue? Da, te aud de la balcon, o coborât Rapunzel. Ai scadă de râsului, suntem aici. Ce faci, băi, Rapunzel? Da, pe ce să fac, ia uite, abia ce am terminat și eu în partea asta turnul. Băi, atent, ca să înțelegi cât e de funny, eu dacă mă uit de la mine de acolo, gen, eu ți-am văzut turnul, știi? Și a, da. Chiar le ziceam la oameni, mamă, ce tare că a construit Blue turnul ăsta aici, nu știu, și mă întrebam dacă... Dacă nu cumva stă prea frumos doar cu ocul ăsta și sprus un turn și bă, nu le scap de ele. Nu le da jos, lasă-le acolo că m-am chinuit să le pun. Oricum mai am frunze de pus, terraforming până sus, sincer, detalii. Sincer, țin să te felicit că arată super bine în exterior. În interior văd că n-arată atât de bine momentan. Da, în interior au rămas astea, au rămas... Eu așa mă cățăr, by the way. Fără elitra mă tăcățăr pe aici, papă. Wow, serios? Da, și după aia cu dărți și... N-am până sus, oricum, de acolo îmi fac schemă. Văd. Wow. Vai. Da, e groaznic. Da, băi, arată tare, nu știu cum o să... Dacă ai nevoie, îmi presupun că o să faci elevator de ăla, nu? Da, da, știi de ce am nevoie? A, și de soul sand am nevoie, dar... Vezi că ai la mine în cufere, dacă îți trebuie. A, super, Magma super. Nu am, dar... Am portal de nether, dacă... A, ok, ok, bine, de șut. Dar o să-mi trebuiască multe cărți. Ai sugar cane cumva? Am, dar nu-i plantat. Ah, ok. De o să-mi plantez și eu pe aici că am. Na, dacă vrei să ții să plantezi, găsești acolo oricum destul. Băi, Blue. Da, zi. Dacă ai, că am înțeles că nu vrei să-ți iau dark oak-ul din ăsta, că te-ai chinuit, știu cum e, te înțeleg, da, dar nu da, ți-o mai rămas cumva? Dark oak? Stai să văd pe aici. Deci, îți dau un fel următor, că nu mai am nevoie de atât de mult. Ia uite, una, două stack-uri de sprus. Bun. Și bun, dark oak am să-ți dau 3 stack-uri. Ar trebui să fie am ok. Am zis că nu-i rău nici ăsta, să rămână să trăiți. N-ai pentru ce. N-ai pentru ce să fie acolo. Poți mă apuc și eu de casă într-un sfârșit, într-un final. Ai nevoie de ceva, altceva, să dau ceva? Nu, n-am dirt. Ai cumva dirt așa în plus? Cred că da, dar trebuie să fii cu mine, că am un stack la mine. Ah, lasă-ți pe ăsta și dacă mai am nevoie te anunț, că mi-a mai rămas pe aici și mă ocup eu de lucruri. Da, e ok, e bine. Da, foarte. Cum, da, mulțumesc de dirt și de ce o să mai îmi dai, că vezi că nu uit că ți-am dat lemn, da? Deci...
da, stai liniștit, ai cuferele acolo, te duci și furi când vrei. Ah, perfect. Pardon, împrumuți. Da, împrumut pe termen nedeterminat, am înțeles. Exact. Bine, bun, hai, bun, spor acolo, ne auzim, papa. Da, mă, că-i bine, l-am ajutat și pe Dani un pic. O să mă ajute și el cu sugar cane, sper. Și mi-a mai dat ceva bambus, pentru că bambusul ăsta de la el îl am, ca să termin pe acolo. Însă, acum, dacă tot am terminat exteriorul, va trebui să mă apuc puțin și de interior.